Vremea se mai încălzește puțin în următoarele zile, ploile nu se mai regăsesc pe harta meteo, iar soarele va fi stăpânul zilei. Frigul nu se lasă însă ușor, în special noaptea, când în termometre nu vor fi mai mult de 3 grade. Weekendul, deși nu va fi călduros pentru această perioadă, va permite totuși o plimbare în aer liber. Sâmbătă la Giurgiu soarele va fi pe cer pe tot parcursul zilei, nu sunt semnalate precipitații, iar vântul nu va crea probleme. Astfel că la Bolintin, Mihăilești și Hotarele vor fi 12 grade, la Ghimpas 13, iar la izvoarele Comana și Giurgiu 14 grade. Duminică nu se întrevăd schimbări semnificative din punct de vedere meteorologic. Vestea bună este că va fi puțin mai cald decât sâmbătă. Va fi senin tot timpul zilei, iar vântul va sufla moderat. Așadar, la Bolintin și Mihăilești vor fi 13 grade, la Ghimpas și Hotarele 14, la izvoarele 15 grade, iar la Comana și la Giurgiu 16 grade. Luni, maxima zilei va crește cu 1 grad față de ziua precedentă. Pe cerul giurgiuvean nu va fi niciun nor, vântul va adia ușor, iar termometrele vor indica 17 grade Celsius. La Bolintin, Mihăile și Ghimpas vor fi 15 grade, la Hotarele și Izvoarele 16, iar la Comana și Giurgiu se vor înregistra 17 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 13 km pe oră din direcția est, presiunea atmosferică va fi de 772,49 mm coloană de mercur, cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 2,8 cm, cota probabilă 101 cm. Umiditatea aerului va fi de 84%.